chiar dacă nu ești pocăit. Te aude Dumnezeu chiar dacă n-ai un legământ. Te aude Dumnezeu chiar dacă nu ești proroc sau prorociță. Te aude Dumnezeu chiar dacă nu ești pentecostal sau ești pentecostal. Urechea Domnului aude! Continuam rugăciunea. Și după ce m-am terminat rugăciunea, spre terminarea rugăciunii, aud că cineva plinge în hohot. Credeam că e mama. Mama e mamă. Mama are o inimă mai sensibilă. Mă rog să asculte Domnul rugăciunea mamelor în seara asta. Și adunarea să spună amin. Mă trag dintr-o familie de vreo 11 frați. O murit tata când aveam 9 ani. Am rămas 11 copii. Țin minte, trecu mama în urmă cu 5 ani la Domnul. Toată noaptea și-o petrecea în rugăciune. Începea cu mine, cel mai mic din familie. Și spunea toate problemele mele cu care mă lupt. Și până ajungea la cel de-al 11-lea, o luau zorii dimineții. Iisus e în adunare. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Nu mi-am propus să vă predic o predică lacrimogenă, dar simt prezența Domnului aici. Și cine simte prezența Lui, să spună glorie Lui în această seară, că prezent e Domnul aici. Când mi-am deschis ochii, nu era mama care plângea, nici tata copilului. Plângeau și ei. Și cine plângea mai tare decât ei? Asistentul meu care mă împingea. Nu înțelegea română. Era turc. Dar zice, Domnule, cine sunteți? Când ați pronunțat numele de Iisus, am simțit un foc care vine din ceruri. O ars focul ăla, zice. O căldură a trecut peste mine și am văzut o lumină care a coborât peste capul copilului. În timp ce l-a suns cu uleiul ăla care l-aveți în mână. Hristos e Domnul. Hristos este Domnul. Hristos este Domnul. Am predicat vreo 2 săptămâni prin